În romanul acesta, Micuț, găsești într-un fel foarte multe învățăminte pentru viață. Pentru că educația muzicală pe care o face această colosală profesoară poloneză de pian, specialistă în Chopin, Erika Emanuel, este o educație care nu ține de manualitate, nu ține de urechea absolută, ci ține de felul cum privești viața, de felul cum poți să stabilești un echilibru între interioritatea ta și exterior. Erika Emanuel era terorizat în copilărie, le spune el la începutul romanului, de un monstru, un monstru care stătea în liniște. Și monstrul ăsta era o pianină, nu putea să-l suporte. Și într-o zi apare mătușa lui, unul dintre planuri este relația dintre Erika Emanuel și mătușa Emre, o femeie sofisticată, frumoasă, invidiată de toate celelalte femei din familie și repudiată, pentru că toți credeau că are o viață ușoară. Se va dovedi cu totul altceva pe parcursul romanului. Și această mătușă Eme începe să cânte o nocturnă de Chopin. În acel moment, acest băiețel care ura pianina din living, se îndrăgostește de ea. Când ajunge la Ecole Normale Supérieure, se știe în alte reguli al scritorului tot timpul acest Erika Emanuel din roman, se știe că Schmidt și-a luat doctoratul în filozofie, simte nevoia să cânte Chopin. Abordase mari maestri până atunci la pian, dar nu putea să se apropie de Chopin. Nu era pregătit. Chiar pentru asta se duce și bate la ușa acestei pătrâni doamne, pentru că speră el îl va învăța să cânte Chopin. Și într-adevăr, primul lucru pe care îl face, îl trimite în grădina Luxemburg și îi spune să asculte limbajul și cânte cu păsările. Nu se gândise niciodată că există un limbaj al păsărilor. Și trimite de mai multe ori, ce cum eu dau banii ca să mă trimită în grădina Luxemburg să ascult păsările. Da. Și tot așa îl trimite în diferite locuri până când să îl lase să se apropie de pianul ei mare, cu coadă, extrem de bine acordat. Doamna Pilinska crede că trebuie să acordăm aceeași atenție animalelor, florilor, păsărilor, insectelor. Nu degeaba am pus o pisică pe copertă. Ea are 4 pisici. Numele lor sunt Alfred Cortot, un mare interpret al lui Chopin, Rachmaninov, apoi Rubinstein și Horowitz. Într-o zi, când spera că doamna Pilinska o să-l lase în sfârșit să se apropie de pian să cânte și el, doamna Pilinska îl întâmpină cu o figură devastată. Sâmbătă, doamna Pilinska mi-a deschis ușa dână, atentă din mâini, cu figura răvășită, cu turbanul în dezordine și m-a anunțat: a murit Alfred Cortot. Poftim? Și-a înghițit un suspin și-a repetat pe ton tragic, cu privirile în pământ: a murit Alfred Cortot. I-a cedat inima. Panica a pus stăpânire pe mine. Doamna Pilinska își pierduse mințile. Ilustru interpret al lui Chopin, Alfred Cortot, părăsise această lume cu 20 de ani mai înainte. Cum de nu aflase decât acum tocmai ea care își dedicase întreaga viață pianului? Avea 15 ani, a precizat. Cortot, 15 ani? Pe Rachmaninov am reușit să-l păstrez 22 de ani. A arătat spre cele două pisici din spatele ei de pe coridor. Rubinstein și Horowitz îl caută peste tot.
L-am dus la veterinar, care mi-l va aduce înapoi într-o urnă. Săracul Alfred Cortot. Haideți, intrați. Alfred Cortot era felina care nu se deslipea de pian când doar la pianista cânta Chopin. Și un lucru de o mare delicatețe. După moartea lui Cortot, a motanului Alfred Cortot, apare un paianjen. Un paianjen care de câte ori cânta bine Eric Emanuel la pian, cobora de acolo de pe tavan și rămânea nemișcat cât ținea interpretarea din Chopin. Iată această empatie pentru lumea mică. Sunt foarte multe lucruri în roman de o mare delicatețe, nu le dezvălui pe toate, romanul are 100 de pagini. Înțelegerea profundă a vieții, a faptului că ne aflăm cu toții și cu toate, cu toate animatele, chiar și cu florile, într-o conviețuire care trebuie să țină de convivialitate. Așa ne lasă să înțelegem doamna Bilinska. De fapt, lecțiile ei sunt lecții pentru noi toți. Dincolo de asta, răsună în acest roman superba muzică a lui Chopin. Vă mulțumesc!